ca biserică să rămânem în rugăciune, să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să se dure și să fie vindece. Au fost mâini ridicate aici spre Domnul, care au alte probleme, probabil nu de sănătate. Știm că Dumnezeu nostru este Cel care poate să facă multe lucrări frumoase și minunate. De aceea, noi vom rămâne în continuare și vom ruga săptămâna aceasta, zilele acestea, pentru frați, pentru surori, pentru prietenii care vin în acest loc, ca Dumnezeu să-și arate slava și să-și arate puterea sa, nu datorită neilor noastre, ci datorită Domnului Iisus Hristos, a jertfei Lui. Amin. Acum vă invit să ne ridicăm.